Această perioadă este deja bine cunoscută în rândul absolvenților de clasa 12-a ca fiind una în care profesorii fac consultații la materiile de bacalaureat. Examenul trebuie luat în serios, la fel și orele de consultații, unde se rezolvă modele de subiecte de bacalaureat. E perioada în care elevii fac consultații împreună cu profesorii lor la cele discipline la care vor susține și probele de examen. Sunt extrem de interesați, finisează ultimele lucruri, dezbat modele de subiecte și dintre toate cred că cele mai dificile și mai importante sunt probele scrise. Categoric sunt gratuite, având în vedere că profesorii au aceste ore în catedră și din momentul absolvirii orele acestea nu le mai fac la clasă și atunci le concentrăm pe spații, pe intervale mai importante de 2, 3, 4 ore, astfel încât profesorii să se poată ocupa în mod deosebit de ei. Într-o sală de clasă, absolvenții rezolvau funcții și chiar dacă pentru mulți dintre ei ora de consultații trece mult mai greu decât o oră la piscină cu prietenii, aceștia sunt conștienți că sunt pe ultima sută de metri, motiv pentru care se străduiesc să ajungă la fiecare consultație. Ne punem la punct ultimele noțiuni și facem ajustările finale. Vedem ce știm, ce nu știm și insistăm la ce nu știm. Care este probele care ai cele mai mari dificultăți? Am la toate, dar nu pot să zic că am la una special. Facem variante și exerciții, nu știu, întrebări, ce nu este clar și emoții există oricum. Elevii sunt într-o anumită fază a pregătirilor, într-un anumit stadiu al pregătirilor. Evident că ei sunt acum într-o perioadă de revenire după banchet, după emoțiile sfârșitului de an cu toate cele care s-au petrecut și încercăm acum să-i readucem în situația de a se pregăti. De acum pregătirea individuală este cea mai importantă, dar noi le stăm la dispoziție cu consultații acolo unde ei au dificultăți și îi ajutăm, răspundem la toate întrebările lor. Pentru început, eu le-am pregătit niște probleme mai deosebite, din cele care ar putea să vină la bacalaureat, pentru a-i conștientiza că lucrurile nu sunt chiar foarte simple și că examenul de bacalaureat este un examen de maturitate la care trebuie să facă față și noi sperăm să facă față cu brio, că de aia am pregătit 4 ani de zile. Absolvenții au avut termen până în 29 iunie să se înscrie la examenul de bacalaureat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean în județul Satu Mare, sunt aproape 3350 de absolvenți, din care 2667 vor da bacul în prima sesiune.